Ce faceți? Ce ce tu fe? E grea viața asta oricum, e tare grea. Și eu nu știu ce să mai fac. Adică, mă refer acum la materialele de la serie pe YouTube, știți videourile pe care le fac. Că vedeți voi, nu toate, nu toate la fel. Cum fac acum video, e cel mai ușor. Am luat telefonul, m-am filmat, încarc, se încarcă foarte rapid, video foarte scurt, e de pe telefon. Când fac cu laptopul și vă arăt și alte personaje, nu alea cele mai, alea nu are rost. Zgrele. În fine. Dacă ar fi fost toate de făcut așa numai cu telefonul, poate nu era așa de greu pentru mine, știți? Bine, nu e ca și cum mă obligă cineva să fac YouTube, că nu mă obligă nimeni, fac că vreau eu. Dar, nu știu, câteodată stau și mă gândesc și chiar am conștientizat faptul că și să n-am nimic de adică făcut eu, mă refer chiar să n-am nimic de adică făcut în viața asta te zăcuză, și chiar dacă aș face numai cu telefonul, fără laptop, adică materiale, să arăși de asta, așa, eu cred că și așa nu mi-ar ajunge timpul ca să vă arăt câte se întâmplă. De multe chestii puteți să fiți și voi conștienți dacă vă uitați pe YouTube. Numai că lumea muncește, nu are timp omenirea să stai și să ia toate videourile la rând, ca să vadă că bohare uminte, minte, ca să vadă că Pinocchio devine din ce în ce mai nesâmțit, mă refer la pastorul ăla din Anglia. Și cumva, nu, vii cumva greuți, că munciți și așa mai departe. Dar unele chestii le puteți vedea și voi, dacă dați peste ele. Altele însă, nu, cum a fost crima din Irlanda, unde doi suspecți care sunt judecați în libertate, că au fost plătite ca oțiune de biserică, deci așa ceva, cu tot respectul față de părinții băieților români care suferă, mă rog, cu tot respectul n-am cum să mă abțin că n-ai, nu există, adică ce vorbim aici, știi? Și unele chestii trebuie să vi le zic eu, că voi nu le știți. Mă refer la persoanele care nu sunt în Irlanda. No. Că oricât de mult și-ar dori Buhariu, Pinocchio, Chelăbuț, Floruțuc, Filipinii ăsta de președintele cultului și mulți alții, oricât de mult și-ar dori ca eu să nu mai vorbesc, nu, no, tot vorbesc, că n-ai -ai la Naomi cum să-i oprești gura, știi? Adică, bine, dacă s-ar opri și ei din atâtea infracțiuni și minciuni, da, m-aș opri și eu, adică că nu mai ai ce să comentez, dar mă rog, Acum, o să vă rog pe voi. Deci, eu chiar vă rog frumos, eu nu fac mișto. Știu că pe alocuri câteodată vorbesc un pic mai așa, dar n-am... Oameni buni, n-ai ce să faci. Eu vă spun, dacă ați fi de multe ori în situații în care se să și să vedeți, păi vă vine să o luați rasna. Mă refer dacă sunteți oameni cât de cât corecți. Numai că vedeți, voi și corectitudinea asta cu... diferă. Poate mie mi se pare corect ceva, vă o nu. Dar la un moment dat nu știu, mi-aș dori să mă înțelegeți. Și câteodată poate, bă, nu mi vorbești prea, nu știu cum. Ok, dar vă știți câte am eu în cap? Vă știți câte informații de țin eu de multe ori fac videouri și nici măcar nu vă spun tot ce știu. Ba, că mă gândesc că părinții a suferă, alu româna ăștia care ce că o fi comis în Irlanda anul trecut. Ba, că nu știu ce și tot lăzi la mine, știi? Dar dacă ați ști voi câte am în cap și unele informații, adică nu că unele, tot ce știu e adevărat, că știu că e adevărat. Adică eu niciodată nu o să apar să zic minciuni în fața voastră, ca ce chestie, adică pentru ce? Să mint că ce? Eu păstoriță, nu, ca să mă apuc să influențez și să manipulez oamenii, hai bă că vă aștept cu plicuri pe scaun, știți? Deci am nevoie să-mi spuneți voi care e ordinea în care vreți să vă prezint o situație. Una, în felul următor, m-am uitat ieri, nu că n-aș avut ce să fac, dar au ajuns la urechile mele grasă o situație și m-am uitat să văd dacă e adevărat. Și normal că e adevărat. Cum că Pinocchio ăsta, pastorul Pinocchio, eu aștepta pe oameni la biserică, deci gândiți-vă voi, oameni buni, voi ăștia care nu sunteți creștini pentecostali, da? Nu că ăștia lați n-ar fura, că fură și popci și vai, dai. Eu am impresia că voi sunteți la întreacere, mă. pastorii pentecostali cu popci și cu tăți ăștia. Eu am impresia că voi vă dați la întrecere, care ce ar de mai mult, pe cuvântul meu. Dar gândiți-vă voi cum e să te duci la biserică. Deci te duci la biserică sau la adunare, cum vreți voi să-i spuneți, pentru mine același lucru. Să te duci și numai să te un moment, numai, numai să te duci și să vezi acolo că ești așteptat cu plicul. Dar nu că îți dă biserica. Din astea nu vezi da, de viață. Nu. Oamenii s au așteptați la biserică cu plicuri gole pe scaune ca ei să pună bani. Că ci, că așa are viziunea. Un Pinocchio. O suzetă de Un Analfa. Eu când i-am zis că e Analfa, el nu mă crede. El nu mă crede că e Analfa. Dar dacă doriți să fac prima dată despre el, că acum nu știu care video, despre cine să fac următorul video, ori despre el, ori despre o informație pe care am auzit-o legătură cu crima din Irlanda. Mă refer acum la voi oamenii care m-ați urmărit, m-ați urmărit ceva și știți că la un moment dat am vorbit de o crimă. Că doi adolescenți, sau cum vreți voi să le spuneți, doi băieți români cu vârsta cuprinsă între 22 și 23 de ani, suspectați și anchetați în libertate, că li s-au plătit cauțiunea de biserică, mai, na, asta deja așa, Că ar fi omorât un băiat de culoare în Irlanda. Atât i dacă dat cu ciocanul în cap până l au făcut vai de viața mea. Și aștept să văd ce votați. Pentru că dacă votați Pinocchio sau dacă doriți să vorbesc prima dată despre Pinocchio, o să vă arăt cât e de analfa most. Eu când îl fac analfa, e să supăr. -t 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 -t. Dar eu o să vă arăt. O să vă arăt ce o mințit la YouTube despre mine, o să vă arăt cum o scris și o să vedeți că nu am are dreptate sau mă scuzați, voi credeți că dacă cineva o a ajuns nu știu cum pastor, și nu mă refer numai la el că s-o grămadă, dar voi credeți că dacă cineva a ajuns pastor, cumva nu ne luăm de ei că sunt lui Dumnezeu, dar de unde știm noi ăștia la alți, noi, gunoiul de mine, sau enoreașii din bisericile respective, de unde știu ei că voi chiar sunteți oamenii lui Dumnezeu? Doar pentru că v-ați spus voi în funcțiile alea? Hmm. Stați cuminți! că și patriarhul Daniel o dit, bani de la oameni. Nu contat că sărman, bătrâni, orfani, văduve, nu, o ce dit, Și își pune încălzire în scările de la catedral, în scările pe partea exterior. Dar asta nu înseamnă că și Dumnezeu vrea asta. Adică, nu? No, la fel și cu pastorii, știi? Nu înseamnă că dacă voi vă puneți unul pe altul nu, în pastorația asta voastră, nu înseamnă că sunteți oameni Dumnezeu. Așa că pentru mine e invalid statementul ăsta că, ci că pf, nu te lua de oamenii lui Dumnezeu. Stați cu Că dacă apelăm la religie și la Biblie, toți suntem oamenii lui Dumnezeu. Hai că mă fac că să te, nu mai să te, deci de data asta nu mai zi. Eu din câte știu, dacă citesc scripitura, dar numai nu ni le părți, că în alții le mă îngrozesc, și eu scopirul lui Dumnezeu. No. Păi un pastor de ce să se de mine? Că e mandatat de călăbuț care nu se vede? Pe omule, nu te vezi, am mutat. Știu că poate nu poți să te vezi, dar măcar o parte nu-ți o vezi. Tu te lăsați, mă deci. Deci, dacă vreți să vorbesc despre ce s-a întâmplat ieri, duminica trecută, pe data de 2 februarie, el și eu 2 februarie, pf, Asta e viața, 2 april, anul ăsta, spuneți-mi lăsați un coment? Ca să vă explic. Nu că voi n fi în stare să vă uitați singuri, dar ca să vă arăt ce mare ni e la Pinocchio. Să aștepți tu, ca pastor, oamenii la biserică cu plicuri pe, pe scaun ca să pună bani. ce? Că ce? Că nu mai ai proteine să-ți bagi în stomac? Bă, Pinocchio, tu, normal, ce ar trebui să faci? Este tu să ți să-ți o suzetă, dar dacă nu ți-o trimit eu de aici, știi, că eu chiar o am. Și să o ții în gură, mă. mă. tu cumva trebuie să te oprești. Nu știu cum, dar trebuie. Știi? Adică, o suzetă, mă, mă să-ți o bagi în gură. Și când ți-o bagi în gură, Pinocchio, să stai lipite, vezi cum sunt jucările astea, că atâtea jucării mai fac ăștia pe la magazine. Și apă să felul de jucării cu păpușă, cu suzeta, că unii copii cred că pot să o scoate. Bine că sunt și jucării la care le poți scoate, dar nu la toate. Și așa să-ți o lipești cu picătura, mă. Că tot deja e pe ulei, frate, adică n-ai... Nu, eu când vorbesc de omul ăsta, <coughs> nu, mi se și schimbă, zici că sunt în filmul ăla cu Transformers, pe cuvântul meu, dacă... Deci dacă vreți să vorbesc despre incidentul care a avut loc duminica asta care a trecut la Biserica Peniel din Anglia, lăsați un coment. În schimb, dacă vreți să vă spun ce informații am auzit și o cred, o cred că o cred și o să vă și explic de ce cred, adică argumentez tot, în legătură cu crima din Irlanda, lăsați un coment. Deci eu chiar aștept să văd ce vă interesează mai mult. Să vă spun ce am auzit săptămâna trecută în legătură cu crima sau să comentez și să critic acțiunile aberante al lui Pinocchio. Voi, voi spuneți-mi. Și ce îmi scrie lumea mai mult despre o să vorbesc. Oricum o să vorbesc despre ambele. Săptămâna asta, dacă toți sunt ok, că sunt și eu busy, am și eu treburile mele, nu-i nu ca și cum stau, numai și trăiesc și eu din YouTube. Știi că nu trăiesc din YouTube, nici am chef să cerșez de la nimeni nimic. Înțelegeți voi că sunt unii care no, dați-mi prin Revolu, dați eu n-am chef de din asta. Eu dacă pot fac material, dacă nu pot, nu pot, asta e, adică, na, până la urmă știi, fiecare cum vrea și cum poate. Dar, da, aștept să-mi spuneți că n-are rost să mă alungesc. Doar atâta v-am explicat, dacă vreți să vorbesc prima dată despre crima care a avut loc, adică să vă spun ce informații am auzit și să justific motivele pentru care eu cred că e adevărat ce am auzit, deși mi se pare Știți cum mi se pare mai bun? M-am întâlnit, nu o să vă zic de la cine știu, de, deci nici în viața reală nu mă întrebați, care mă cunoașteți, că nu vă spun, adică nu are sens. Chiar nu are sens. Dar m-am întâlnit cu cineva și conversația la un moment dat s-a dus într-acolo, dar eu nici nu știam cum să vorbim despre chestia că noi normal ne-am întâlnit pentru Nijareros, pentru altceva. Și cumva mi s-a părut că persoana respectivă e penticostală, mi s-a părut că ar merge la biserică, și am întrebat, știi? Cu respect, bineînțeles. Un alt. Și când am auzit, mă gândeam, bă, omule. Bine, știți, dacă vreți să auziți mai multe, spuneți-mi și vă dau informațiile. Atâta, cu excepția faptului că nu vă spun persoana. Pentru ce să vă persoana. Și o să vedeți că, după ce mă justific, probabil o să credeți și voi. Deși e dureros. Dar, nu. Oficial, din punct de vedere legal, încă nu am ce să vă spun pentru că, din câte am înțeles, în mai o să revin autoritățile cu updates, cu informații noi, actuale, la momentul respectiv și atunci se decide câtă închisoare fac cei doi sau dacă fac. Sau dacă fac. Că eu la ce am auzit săptămâna trecută, vă spun sincer, aveam un late, că mi-am luat un late, Păi mi-a stat în gât. Și cum să-ți stai un lacte în gât? Pe cuvântul meu că e un lacte, adică e o cafea slăbuță. Crezi mai impresia că bei și tu ceva, știi? Păi zici că îmi stătea în gât, parcă, deși era băut, era băut, eu am crezut că e și dus pe trahei, pe alea, alea. Păi eu nu știu, mă și -o luat, mă gândeam, bă, dar cum se poate așa ceva? Bine că oricum, eu am menționat, într-unul din videourile pe care le-am făcut, în legătură cu crima asta, cred că am făcut vreo patru, nu mai știu sigur, a menționat despre aspectul ăsta. Doar gândindu-mă și anticipând unele chestii. Dar nu m-am gândit că, bine, eu sper să nu fie adevărat. Eu sper în mai să nu fie adevărat. Adică nu că aș dori rău acestor două familii. Când, zic la, când mă refer la astea două familii, mă refer familiile bă, băieților români care sunt suspectați și anchetați pentru crimă. Eu nu că îmi doresc rău pentru copilul, dar pe mă, omule, bun. Dacă tu ai greșit, plătești mai mult de atât dacă ai comis o crimă. Eu zic dacă, dacă, încă așteptăm. Să vedem. Dar dacă ai comis o crimă, păi ce facem? Nu te ducem în pușcărie că ce? Că ești copilul lui nu știu care? Și că la Biserica Betel din Irlanda, Biserica pentecostale pastor Mihuțescu și care relație? ce e asta? Ce tâmpenie poate fi asta? Pe mine nu mă interesează relația nimănui. Pe mine nu mă interesează statutul nimănui. Măi, omule, dacă ai comis o crimă, poți să te ferească. Numai că acum mergem pe scuză că știi self-defense, autoapărare. Dar oare? Nu știu, zic și eu, așa să fi fost? Așa să fi fost? Că vedeți voi, deja mă scap și zic mai multe, că parcă nu mai pot abține pe cuvântul meu. Eu mă duc undeva. Și să presupunem că nu. au Cineva, adică eu ducându-mă la un magazin, indiferent unde mă duc oameni buni, eu zic magazin așa să ne imaginăm noi. Vine cineva pe drum și începe să dai în mine. Ok, eu mă apăr, da? Adică mă apăr, ok, bun, îi dau și eu. Nu știu cu ce îi dau, cu ca cu cizma, îi dau. Dar acum, vedeți voi, eu după ce îi dau, <coughs> și dacă ăsta a fost motivul de autoapărare, da? Apoi eu. Următorul lucru sunt poliția, nu? Adică sunt... Poliția, domnule, uite, au venit, m-au atacat, n-am știut ce să fac și i-am dat. Atâta i-am dat cu toba și cu salamul la care până nu mai văzut nimic. Scurt! Și asta denotă faptul și ăsta ar fi un indiciu, un prim indiciu că eu doar am vrut să mă apăr. Nu că să-mi acopăr crima. Nu că să mă ascund fapta. Vedeți voi, îs niște detalii, îs niște diferențe. Acum nu sunt nici detectiv, nici inspector, nici nimic. Îs și eu o simplă ființă. Dar, totuși, mă gândesc. Cum adică, lucrează la dosar nu știu cine, plătit de nu știu cine, că pastorul are relații, și să scoatem cauza și bla 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 pe acolo, că băieții s-au autoapărat. Știți, au fost self-defense. Păi, când, de self când e self-defense, când tu te aperi, tu te duci și ascunzi cadavru? Între oameni, buni, vă rog frumos, Ok, poate gândesc eu ciudat, poate tăiței cu lapte care am mâncat mi-o constipa creierul, vreau frumos să mă scuzați expresie. Bun, noi fi o nebună, n am mi proastă, nu am mi un gunoi, n am așa. Dar apelez la judecata voastră, apelez la intelectul vostru. Spuneți-mi voi mie când te auto când, când, e autoapărare, când tu te aperi de cineva, păi după aia ce faci tu, ascuns cadavru? Că nu suntem la pus de cartofi, să punem cartofi să acoperim și lască crești. Adică, tu te-ai apărat, dar nu te-ai dus și-a cadavru. După aia nu fugi din Irlanda, că băieții ăștia, după ce l-au omorât pe respectivul, l-au înfășurat și că într-un covor sau ce mai fi fost, l-au dus pe o distanță de vreo 20-30 de kilometri aproximativ, l-au abandonat pe un teren vaișamar și pe urmă s a dus din Irlanda, au fugit. Dar pe asta vă sună a... Autoapărare? Sau self-defense? Sau cum vreți voi să-i spuneți? Nu știu numai zic. Știți? Dar pentru mai multe detalii, deja mi o scăpat prea multe. Spuneți-mi despre ce vreți să fac cu următorul video. Pe cuvântul meu că eu vă întreb. Despre ce subiect vreți să auziți prima dată că vorbesc, dacă vă interesează? Despre Pinocchio ăsta, pastorul care a așteptat duminica trecută la biserică cu evlavioasa lui Porumbița, sunamita din cântarea cântărilor, când a văzut-o și pe femeia aia cum stă acolo pe scaunul ăla, și aștepta să pună oamenii bani în plic ca să ce? Să vă cumpărați voi vitamine sau ce? Porumbițo, sunamito, care ești. Hă? Sau nu știi cine ești, porumbițo? Ești pinochista lui Pinocchio. Oameni buni, aștept să votați. Vreți să vă demonstrez că și pastorii pot să fie obrasnici? Că pot să fie obrasnici. Sau vreți să vorbesc și să dezvolt un pic informația pe care eu am primit-o săptămâna trecută în legătură cu prima asta din Irlanda? Aștept să-mi spuneți, eu mă duc, mă duc să fac un duș să mă recresc, am impresia că atâta mă dușez o să-mi crească solți pe mine, nu, nu, mai suport, deci eu nu mai suport atâta imbecilitate, nu, nu, mai pot. Când mă uit la Pinocchio, mă ia, nu știu, zici că vine, zici că -mi vine mie să-mi bag o în Când au ce mi se mai spune din Irlanda, nu știu, eu am impresia, eu, eu cred că o să fac infart. Eu vă spun sincer, eu cred că la un moment dat o să fac infart. Că nu, nu mai poți așa, nu mai poți după aia. Mai stai un pic și laus pe Gucci Chanel, trăiască fratele nostru Brăduleț Upit, Emi le învârte, ele ca bohariu. Eu sunt să mă, voi care de la care învățați pastorul să mințeți? Mă, că zici că vă copiați. Acum spuneți una, apoi mâine Noi așa ceva, insist, vă rog frumos să vă duceți la un cabinet de Alzheimer reală, să vedeți dacă suferiți de Alzheimer temporar, permanent, nu știu, nu mai mințiți, mă. Mă dar nu mai mințiți că ești este internet. Și sunt oameni ca mine care stau și se uită și vă văd. Nu mai mințiți. Numai că voi sunteți oameni lui Dumnezeu. Păi dacă sunteți pastor, dacă sunteți popci, dacă sunteți creștini, trebuie să știți că toți suntem oamenii lui Dumnezeu. Toți. Sau dacă vreți să apelăm la gândirea mea, toți suntem oameni. Dacă E o să te. Toți suntem oameni. Asta înseamnă că toți avem drepturi egale. Aici includem niște excepții criminale alea, ăia nu, ăia nu, ăia trebuie să stai deoparte. Da? Ăia trebuie să stai deoparte, criminalii, violatorii, hărțuitorii, No, pentru aia trebuie să se deschidă o, o pușcărie aparte, dar nu cum să acum, nu. O pușcărie aparte și atâta să lucre ăia, încât să nu mai existe săraci, să nu mai existe văduve în suferință, că n-au nu știu ce, nu fiecare pușcăreaș care a ajuns acolo pe bună dreptate, adică că au fost tenisâmțâți, da? No, păi ăia să lucre pentru fiecare copil amărât, pentru fiecare văduvă, pentru fiecare familie sărmană. Și atunci nu mai există sărăcie, nu mai există nimic. De ce? Pentru că este forță de muncă, domnul? Nu să stai ei în pușcărie, că ce? În cazul în care ajung în pușcărie, că mai nu avem pile? Că pastorul de la biserică are pile? Eu nu mă duc la pușcărie, că tata mea are pile. Wow, ce mișto! Uau wow, ce tare! Că nici nu mai știi cât îți crește tensiunea când au așa tâmpenii. Și apă când vă mai aud că spuneți voi de mine că vai, n că te duci în iad, că ești te Vedeți-vă, bă, de coasele voastre, sunt sunteți celor care sunteți. Că eu măcar nu comit asemenea crime, asemenea infracțiuni, atrocități pe care voi nu că le comiteți neapărat. Le susțineți și atunci când susțin, e la fel de grav ca și cum ai comite lucrul ăla că nu trebuie neapărat să omor eu, de ai destul să susțin cauza în sinea ei. Și -a automat ești și eu. Dacă eu mă duc pe drum, da? mi și groază să dau exemplu ăsta. Și văd pe cineva că violează o altă persoană. Și trec pe lângă și mă fac că n-am văzut. Îți deja și eu gata, îs, îs, acolo, îs cea mai dezastră. De ce? Puteam să intervin. Am făcut-o. Nu, să fie rușine, mă. Bine că eu nu am cum să trec și să rămân pasivă, păi eu dacă am o de sarmale, eu pun în cap, la ăla. adică nu există, numai că nu m-aș vedea eu să mă duc pe drum cu de sarmale, dar dacă vorba vine. eu n-am cum să trec pasivă pe lângă asemenea chestii. Dar ce vreau să vă spun e că nu trebuie neapărat tu direct să comiți o atrocitate sau o crimă, doar să susții cu colecte la biserică, să, să, să susții tu cauza nobilă, să plătești cauțiune pentru principal suspect de crimă. Păi dați -vă să vă spun, dacă eu pun eu pun la colecte bani pentru o cauză, cauza respectivă fiind să iasă copilul, nu știu, al, nu știu cine, al unui frate din biserică, să iasă pe cauțiune, să fie, să fie judecat în libertate, nu în un arest. Nu mă faceți pe mine părtașă? Spuneți-vă voi mie, nu mă faceți pe mine părtașă? Oare nu-i de ajuns eu ca și creștin să presupune că sunt creștină? Nu-i de ajuns să stau și să mă rog să postesc și să cer intervenția la Dumnezeu? Nu? Așa creșinește și vorbim, cred că asta e obligația mea. Dar nu să mă apuc să susțin financiar o cauțiune. Încă și pentru ce? Să te ferească? Să da, bă, dar n-ai cum, știi? În fine, aștept să vă ce spuneți. Îl votați pe Pinocchio și pe Filadelfia lui, porumbița sunamită? Că dacă văd că îi votați pe mădușile cum părsuzeită la mândoi, că nu mă una, dacă cred că le ajunge la ăștia, că nu, du te mă. Bă, o brăznicătură mică. Bă, Pinocchio, ascultă-te la mine. De te votează oamenii să vezi să vezi ce te execut. Și apoi poți să minți la YouTube, ce vrei? Că pe mine mă interesează. Oricum, dacă te votează oamenii, o să le arăt ce minciuni grozave ai transmis YouTube-ului sau tu ai crezut că YouTube-ul nu o să -mi spună mie. Vezi că YouTube-ul, când cineva te acuză, știi, îți aduce la cunoștință. Deci, o rog publicul să țină cont că YouTube-ul, platforma asta, nu îi o joc. Deci, nu e o joacă. Când cineva te acuză de anumite chestii, YouTube ți-a duce la cunoștință. Unele chestii se pot duce mai departe și pot să ajungă până la curte. Poți să se deschidă cazuri, pot să ajungi în închisoare. YouTube e o treabă serioasă, oameni buni. Acum, care-și minusurile ei platforma asta? Că verifică prea încet, că le scapă anumite chestii, e partea a doua. Dar arătați mi ce funcționează bine lumea asta, adică ce funcționează la maximă capacitate. Nimic! Mănânci un măr! E bun că îl mănânci pentru digeste, mai știu eu ce nutrienți, dar pe altă parte cancer în tine. De ce? Că sunt modificate genetic. Simplu! Pe dacă la un număr găsăm atâtea minusuri, nu îmi găsim la o platformă? Da? Bun. Aștept să votați și aștept o zi. Aștept până mâine. Și după aia o să revin cu video. În funcție de cum spuneți voi. Îl vreți pe Pinocchio să critic o brăznicătura asta de pastor împreună cu Filadelfia lui, porumbița din cântarea Apocalipse? Sau să dezvolt un pic mai mult informația pe care am auzit-o cu băiatul ăsta. Adică despre, băiat, despre unul dintre băieții care suspect. Că doar despre unul am auzit ceva. Despre ala nu. Așa. Bun. V-am lăsat oameni, mă duc că deja... nare are rost. V-am salutat. La revedere.